Salutare, minunaților! Eu sunt Bibi, bine ați venit sau revenit aici pe canalul meu de YouTube și astăzi o să fac un videoclip foarte, foarte interesant pentru că astăzi o să mă machiez doar într-o singură culoare, roz. Însă vreau să vă zic de la bun început că singurele lucruri care nu sunt roz sunt următoarele. Concealerul, pudra și highlighterul. Aceste produse nu le am în nuanța roz, așa că îmi pare foarte rău. În rest, toate produsele pe care le voi folosi sunt roz. Mi-am luat toate rujurile, strugurelele pe care le am eu în nuanța de roz. Am foarte, foarte multe. În special, ambalajul este roz. Nu neapărat conținutul, însă ambalajul este roz. Am luat cel mai pigmentat și cel mai roz blush al meu, acesta de la Revolution. Mai avem o variantă, însă nu este roz, așa că voi... prefera acest blush din paleta Haunted House de la Revolution, paleta mea preferată. Voi folosi nuanța Motel. Este o nuanță foarte pigmentată de roz, este un roz-roz. O să folosesc acest rimel de la Maybelline, tot așa este roz, un roz un pic mat. Pensulele pe care le voi folosi vor fi din nou roz. Nu voi folosi aceste pensule vezi doar pe acestea roz. Adică și acestea sunt roz și acestea sunt roz. Așa că merge. Inclusiv oglinda va fi roz. Așa că zic că putem să începem. Mi-am luat toate lucrurile de care am nevoie și haideți să trecem la treabă. O să încep cu concealerul de la Revolution și până mi-aplic concealerul, să nu uitați de like, subscribe, share ca să vadă și prietenii voștri și de clopoțeli ca să fiți mereu notificați când postez ceva nou aici pe canalul meu de YouTube. Și vreau să vă menționez faptul că puteți să-mi scrieți în comentarii ce culori ați vrea să folosesc în următorul videoclip pentru un make-up, o singură culoare pe care aș putea să folosesc într-un videoclip. Așa că o să încep să blenduiesc cu această pensulă roz, bate un pic spre mov, însă o să zicem că este roz. Hai că se potrivește, se potrivește, nu este... roz, roz, însă merge. Și o să blenduiesc cât de bine pot. Eu în ultima vreme nu mai folosesc chiar deloc bureței de blenduire pentru că mi se pare că este mult mai ușor să blenduiești cu o pensulă pentru că intră în orice spațiu un gust și nu te mai doare absolut deloc când aplici cu burețelul, mai doare așa un pic și se simte destul de inconfortabil când blenduiești cu un beauty blender în partea de concealer, mai ales aici sub ochi. Și eu zic că am blenduit destul de bine, după care o să vin cu această pensulă cu pudră. Îmi pare rău că nu este roz, însă am zis de la început că nu voi avea pudră, highlighterul și concealerul roz. Așa că această pudră o întind cât de bine pot eu și vom avea o așa. Pentru aceasta este mai mică pentru pudră și o voi folosi pe ea. Eu aveam inițial această pensulă pentru aplicarea pudrei sub ochi pentru că este mai mică, însă o să folosesc pe aceasta pentru că este mai mică. De obicei o folosesc când... mă dau prea mult cu blush și vreau să întind foarte, foarte bine blush-ul, însă astăzi o să folosesc pentru aplicarea pudrei pe sub ochi pentru că este mai micuță față de aceasta. Așa că am terminat cu pudra. Acum am zis să trecem la blush-ul de la Revolution și o să mă folosesc de această pensulă. Această pensulă și aceasta, toate pensulele din această gamă sunt de la Love and Kisses sau Kisses and Love. Nu mai țin minte exact ordinea, însă așa se numește. Și o să folosesc pensula pentru blush. O să pun doar un pic de nuanță pentru că este foarte, foarte pigmentată. Prima dată când mi-am dat cu această nuanță de blush, mi-am pus destul de mult și arătam ca un clov. Și acum m-am învățat doar o singură aplicare, doar o singură tapotare și... ai destulă nuanță și vreau să vă zic că eu credeam că acest blush o să mi se ducă foarte, foarte repede, de 2-3 săptămâni, aproape o lună, însă
cred eu că se va duce foarte greu, adică se va termina destul de greu, pentru că eu doar cu o singură aplicare îmi termin tot obrazul. Doar o singură tapotare în blush și un obraz este deja făcut cu blush și blenduiesc destul de bine, după care o să vin cu highlighterul care nu este roz. Știu că există highlightere roz, însă eu nu am unul. Eu folosesc un highlighter cremos, îmi place foarte mult pentru că dă un aspect foarte, foarte, foarte natural. De obicei folosesc degetul pentru highlighter, nu folosesc o pensulă și pur și simplu blenduiesc cu degetul, așa, și un pic aici, fac o linie, după care blenduiesc cu degetele. Aici mi se pare că am destul de mult produs blush și vreau să mai blenduiesc un pic, un pic de tot. Dar haideți să trecem la ochi. Pentru ochi voi folosi paleta de la Revolution, nuanța Motel, cu pensula, hai să fie această pensulă, și mă voi duce direct în această nuanță Motel, voi aplica un pic și o să blenduiesc destul de bine, pentru că este o nuanță foarte, foarte pigmentată. Voi blendui cât de bine pot eu, să sperăm că foarte bine, și încerc să fac o formă ușor înspre tâmplă. M-am dat cu prea multă nuanță, prea, prea mult. Okay, m-am șters un pic de nuanță pentru că era mult prea pigmentată, m-am dat cu prea multă nuanță. Și acum am mult mai puțină și îmi place mult mai mult așa. O să mă uit în această oglindă, mi se pare că mă văd mai bine. Și mai am un singur ochi. Nu aplic bază pentru ochi, pentru că mi se pare că dă un aspect mult mai natural atunci când nu aplici. Și până acum chiar nu m-am dat cu o bază sau pur și simplu cu concealer pe ploape. Îmi place mult mai mult fără bază, mi se pare că este mult mai natural make-up-ul. Și, cum am zis, modul meu de a mă machia este într-un mod foarte natural. Din păcate, acest make-up nu va fi unul foarte, foarte natural, deoarece am o nuanță foarte, foarte puternică la ochi, însă am blendit destul de bine. O să iau altă pensulă, pentru că nu-mi doresc să fie o nuanță pigmentată, foarte, foarte tare, foarte puternică. Așa o să mai blenduiesc cu altă pensulă curată. Și sper că o să arate mai bine. Cam așa arată. Este destul de drăguț. Iar acum, haideți să trecem la limel. Pentru limel, v-am spus să folosesc acest limel de la Maybelline. Am uitat să vă zic de unde este highlighterul de la Max Factor. Deci, cred că v-am zis aproape toate produsele de unde sunt. Și acum mă voi da un pic de tot pentru că nu ies din casa astăzi. Pentru că este seară și nu am unde să ies. Pentru că mi se foarte, foarte somn și nu aș vrea astăzi neapărat să ies undeva, am chef să stau și să fac niște live-uri pe Instagram, așa că dacă nu mă urmăriți acolo, dacă vreți puteți să o faceți, aveți link-ul canalului meu, de fapt cum mă numesc eu, în descriere și pe ecran, și mă voi da un pic, un pic de tot cu rimel, după care o să mai vin un pic de tot pe sub ochi cu nuanța de roz, cu pensula aceasta. Vă zic din sar că această pensulă este curată, am spălat-o foarte, foarte mult. Și tot nu s-a scos această nuanță de negru, se este curată. M-am machiat într-o zi cu negru pentru Halloween și nu se mai spală. Acum o să... Adică nu că nu se mai spală, nu mai iese nuanța de negru din ea. Asta ea este curată și mai vin un pic, un pic de tot pe sub ochi ca să termin toată treaba. Și cam așa arată. O să vin un pic cu highlighter în colțul intern al ochiului și cam așa arată la ochi. După care voi trece la buze și pentru buze voi folosi, cred că, un strugurel, pentru că mi se pare că sunt prea puternică la ochi și că s-ar vedea destul de urât, sau să mă fac și la
buze Barbie. Mă fac la buze Barbie. Acesta o să fie un make-up de Barbie, pentru că sunt toată roz. Voi folosi rujul de la Maybelline, nuanța 05 Nude Flash. Și este un ruj de Barbie. Chiar este un ruj de Barbie. Este mat. Însă nu este acel ruj mat care e foarte uscat. Înainte trebuia să mă dau cu contur, pentru că am un contur fix roz de la NYX, cred că este, și se potrivește perfect cu această nuanță, însă am uitat. Cam așa arată rezultatul final, mă simt o Barbie, pentru că sunt foarte, foarte roz, însă sincer să fiu, nu-mi displace. Așa că dacă v-a plăcut acest clip, să nu uitați să-l apreciați cu un like, subscribe, share, ca să vadă și prietenii voștri și ne revedem în următorul videoclip cu alte idei. Vă pup să aveți o zi sau să nu uitați la fel ca voi și ne revedem!